Vă salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi despachetăm un colet de la Soundhouse. Mai exact, un amplificator Aura Fireball 495 pe 4 canale, 160W, RMS, nu știu exact cât are. Da, m-am uitat pe telefon pentru că nu mai știam. Bun, haideți să desfacem coletul. L-am desfăcut eu deja pentru că nu mai aveam răbdare. Dar în primul rând, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Aveți Instagram undeva pe ecran. Și un subscribe ca să ajungem cât mai repede la suma de 1000 de abonați. Deja suntem 994. Avem foarte, foarte puțin până la 1000 de abonați. Până la 1000 de pasionați, de fapt, nu abonați. Așa că să trecem la treabă. Deci să vă mint, am și testat amplificatorul ca să văd dacă funcționează. Se aud super fain boxele, adică boxa, de cât un am conectat. Și cam asta se află în colet. Am comandat mai multe, nu doar amplificatorul. Comandat și cabluri ca să pot să le iei boxele. O să le pun aici lângă, o să dau și cutia josul. Și un set de RCA-uri. Bine, sunt 4, mi se pare, nu sunt decât 2, dar sunt 4. Și amplificatorul. Cam așa arată cutia. Punem aici deoparte și încă un cap de pentru minus. Cam așa este, de la Beef Bounce. Sper că am pronunțat corect. De la firma asta, DB, din ce știu, ca să mai prescurtează. Bun, și cam asta s-a aflat în cutie. O punem deoparte. Dacă s-a mai avut sunete pe fundale și papi aici cu mine, că a fost să fie prezent că filmez. Haideți să vi le arăt și pe papi. Uite aici papi, și bună. Hai să trecem la treabă, la unboxing. Comandat. Asta este tot ce am comandat. Amplificator, RCA-uri, cabluri și pentru minus. Cablu pentru baterie am. Când am cumpărat fetele de uși, nu știu dacă v-am arătat sau v-am zis, băiat de la care am cumpărat fetele de uși mi-a dat și un cablu de plus. L-am în garaj. Și cablu de minus nu aveam. Deci aparent are 1001 max power și cred că 560 sunt RMS. Spuneți voi în comentarii dacă așa este. Nu mă pricep foarte bine în partea asta de audio încă. Deci v-am arătat cablurile, v-am arătat RCA-urile, se pun de aici jos și cablul ăsta și să desfacem amplificatorul. Aici carticele cu probabil pentru garanție, în caz de se strică, să sperăm că nu facem așa ceva. Și aici este amplificatorul. Îl punem aici. Am primit două siguranțe plus 4 șurubele. Le punem aici jos. Și un sticker pe care încă mă gândesc unde să-l pun. Oricum pe mașină pe exterior nu o să-l pun pentru că vreau să-l las cât mai clean. Cam atât a fost în cutie. Punem deoparte. Punem aici, așa. Așa. Și aici se află amplificatorul. Aceste căpățile erau de la RCA-uri. Am uitat să mai le pun când am pus amplificatorul la loc. Și acesta este amplificatorul. Aura, după cum vă spuneam, Fireball 495. Acesta este amplificatorul în 4 canale. Se poate leca la 4 ori 95 de W
sau la 2 ori 4 ori 140. Așa o să le leg probabil. Nici legăturile astea cu ohmi, cu astea, nu prea le cunosc bine. O să, când o să-l montez, când o să-l montez singur acasă, cel mai probabil, o să întreb băiatul respectiv ce înseamnă mai exact, sau dacă știți voi, să lăsați în comentarii treburile astea cu ohmi. Acum să nu râzi de mine că a zis ohmi, că e și ohmi ăla din, cu tunica tot două tone. Ok. Așa. Sau să mai pot lega, se poate lega în punte la 4 ohmi, 2 ori 240 de W. Probabil așa nu o să le leg pentru că boxele, pentru că boxele mele. Haideți să mă pun aici să o vedeți și pe bide. În, cum am zis mai devreme, punte, pentru că boxele mele au 150 de W bucata RMS sau nu cred că merge, nu? E 2 ori 240, dacă are 150 după mine nu merge, le aș arde, nu? Dacă greșesc, lăsați în comentarii. V-am spus, nu prea mă pricep pe partea asta audio prea bine, știu decât că W RMS sunt reali și asta cu 2 ori sau asta, în mare parte știu așa bazele, oarecum. Deci dacă știți voi în comentarii să-mi lăsați ce ar însemna 4 ohmi, 2 ohmi. Și cam acesta a fost unboxing-ul. Review-ul o să apară când o să o montez și pe mașină. Deocamdată o să stea pe bară amplificatorul, deoarece nu prea am timp de el să montez. Și v-am zis, n-aș vrea să montez singur. Bine că de montat pot să montez singur, că m-am mai tras un cablu, am mai tras niște cabluri. Cum am putut să pun și subwooferul cu ajutorul unui prieten, așa pot să pun și amplificatorul ăsta, că mare lucru nu e de legat. Problema e de reglaj, acolo să fie o problemă, pentru că nu, cum am zis mai devreme, nu mă pricep. Și vom vedea pe parcurs ce și cum. Așa că vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. M-aș bucura dacă v-ați abonat la canalul meu, deoarece mai avem foarte, 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 foarte puțin până ajunge la suma de 1000 de 100, până la 1000 de pasionați și m-ar bucura tare mult. Lăsați în comentarii părerea voastră despre această stație și dacă o aveți și voi pe mașină, să îmi spuneți o părere așa în mare. Eu am cumpărat-o doar ca să amplific boxele. Eu mai am încă un set de boxe, acelea micuțe pe 6 și de 16,5. O să le vedeți tot când o să montez stația, pentru că o să le montez și pe acelea ca să sune mașina mai tare decât e acum. Și sper ca până data viitoare să ne vedem cu bine și stați deja pe canal, pentru că pe clipul ăsta o să mai urmeze un clip cu oarecum o modificare. Nu o să o fac, doar o să o cumpăr acel lucru. Acele lucruri, de fapt, că sunt mai multe. Dar nu o să le pun acum, pentru că ce vreau să le recondiționez. Poate vă dați seama despre ce este vorba, poate nu. Dacă v-ați dat seama, lăsați în comentarii. Deci, până data viitoare, eu am fost Cosmin, vă salut, mai bine, pa, pa! Observ că YouTube-ul ăsta e un pic cam obositor pentru papi. Mai devreme cât vorbeam cu voi, dormea, dar acum s-a trezit. Și vă spune și papi, pa, pa, zi papi, pa, da, n-are nicio treabă.